Chemați pompieri, băi! Mamă, le extinde peste tot acum. Da, băi, ieșeam, oricum. Ia uite, mă, la ce mă face la înăuntru curmă, frate? Da, bani. Uriașul incendiu a făcut în numai câteva minute scrum restaurantul din centrul capitalei. Oamenii au sunat disperați la 112 să anunțe dezastrul. Mamă, e bun! Până la sosirea pompierilor, angajații șaormeriei au încercat să mai salveze ce au putut din interior, în ciuda martorilor care țipau de pe margine să nu mai intre în mijlocul flăcărilor. Da, trebuie să fie. Ca să mă refuziez. Dă-te mă de acolo, măi! Băi, dă-te mă de acolo! Ia uite-l! În mai puțin de 10 minute, flăcările înalte de câțiva metri au cuprins și blocul din apropiere. Fii atent de polistirenul de pe mamă, și blocul, fii atent! Băi, evacuați blocul! Se extinde tot! Auzi! Da! Intrigați de faptul că la fața locului în centrul capitalei ajunsese doar o mașină de poliție, oamenii au devenit agitați. Cu toții se temeau ca nu care cumva totul să se termine cu o tragedie. A durat, frate, 20 de minute, 20 de minute. Da, da, e deja, iau-te, e blocul la tot, vezi? Mai, totul e terminat. În urma incendiului, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum. Una dintre victime a fost transportată la spital. Pompierii sub București Ilfov au intervenit în această dimineață pentru stingerea unui incendiu produs la un restaurant din Bulevardul Cantemir. Flăcările s-au manifestat atât în interior cât și la exterior, la nivelul acoperișului, pe o suprafață de 400 de metri pătrați. Au fost luate măsuri rapide pentru localizarea incendiului și pentru evacuarea locatarilor din două blocuri care sunt învecinate acestui restaurant. Au acționat 14 autospeciale de stingere, 3 autoscări smurd și echipajul de descarcerare. În urma evenimentului a rezultat rănirea a două persoane, un bărbat și o femeie angajați ai restaurantului ca urmare a expunerii la monoxid de carbon. Locația este cea mai mare din lanțul de restaurante de tip fast food. În urma anchetei, oamenii legii vor trebui să stabilească din ce cauză a izbucnit incendiul și cine se face vinovat.